Consiliul Județean Iași speră ca Uniunea Europeană să finanțeze un pod peste Prut până la Ungheni. Proiectul a fost prevăzut pe hârtie și de către Ministerul Transporturilor, în ideea că în perioada 2014-2020 vor fi acordate și fonduri. Am făcut aceste planuri, Ministerul Transporturilor a făcut aceste planuri, asta nu înseamnă că e o garanție că ele se vor și realiza. Pentru că trebuie să fim cu toții în proiectul acesta. Și nu există acum o sumă despre care să vorbim. Dar dacă nu am fi făcut aceste planuri, nici nu putea fi aprobată de către Uniune vreo sumă. Declarația lui Cristiana Domniței a fost făcută în fața a zeci de oficiali ai CIVEX, Comisia pentru Cetățenie, Guvernanță, Afaceri Externe și Instituționale din cadrul Comitetului Regiunilor. Aceștia au sosit la Iași pentru a găsi soluții de cooperare transfrontalieră, mai exact între regiuni învecinate din țări diferite. Weil das Wichtigste ist für eine zukünftige Schaffung eines Raumes des Wohlstandes, der wirtschaftlichen Entwicklung und einen Raum garantierend den Frieden in der Region, den Frieden in ganz Europa. Reprezentanții ai țărilor cu experiență de peste 20 de ani în cooperarea transfrontalieră au oferit și exemple practice. So it is my target here to explain the cooperation between Galicia and Northern Portugal and to explain our projects, our infrastructures and railways, motorways. Now we are cooperating in human capital. Formation. În ceea ce privește finanțarea propriu-zisă, oficialii Comitetului Regiunilor susțin că abia la sfârșitul acestui an se va ști de ce sume vor dispune țările în anii viitori pentru proiecte transfrontaliere.